Vă salut, dragi gospodini și gospodine! Astăzi m-am gândit să facem ceva bun, bun de tot, unul dintre deserturile mele favorite și anume eclef delicios cu cremă de vanilie și frișcă. O prăjitură ușoară, cremoasă și aerată, perfectă oricând avem poftă de ceva dulce. Să vedem mai întâi ingredientele pentru aluatul opărit. 120 de grame de unt cu 82% grăsime, 120 de grame de lapte cu 1,5% grăsime și specific grame, adică cântărit, nu măsurat cu cana, 120 de grame de apă, 170 de grame de făină, 4 grame de sare și 6-7 ouă mărimea M. Preîncălzim cuptorul la 220 de grade Celsius, căldură sus și jos, fără ventilator. Luăm o crăticioară potrivită ca mărime și în ea adăugăm lichidul, care este reprezentat de o parte apă și o parte lapte. De ce nu doar apă sau doar lapte? O rețetă de aluat opărit, preparată doar cu lapte, va produce o coajă de ecler mai rumenită. Preparat doar cu apă, va rezulta într-o coajă mai blondă. Așadar, împărțim cantitatea de aluat în jumătate apă, jumătate lapte, producem un rezultat de mijloc. Mai adăugăm sarea și untul tăiat în bucățele mici pentru o topire facilă. Untul nu poate fi înlocuit cu cel de 65% grăsime pentru că acesta conține mai multă apă și va strica proporția ingredientelor. Punem crăticioara pe foc mare. Așteptăm să dea în clocot, amestecând uneori, ca să facilităm topirea untului. Odată ce tot untul este topit și amestecul ajunge la punctul de fierbere, adăugăm făina, toată odată. Nu luăm vasul de pe foc. Continuăm gătirea. Amestecăm totul foarte bine până ce pasta de făină devine omogenă, apoi mai gătim încă un minut. În multe rețete suntem instruiți să gătim aluatul până ce o crustă de făină se formează pe fundul vasului. Și ni se explică că trebuie să facem asta pentru a lusca și a îndepărta cât mai multă umiditate, astfel încât să absorbă mai mult ou mai târziu. Deși este adevărat, o evaporare are loc, aceasta nu este motivul pentru care trebuie gătit aluatul. Am putea adăuga, spre exemplu, mai puțină apă de la început, dacă vrem să obținem un aluat mai uscat. Aluatul trebuie gătit la o temperatură de peste 80 de grade Celsius pentru a gelatiniza amidonul din făină. Numai atunci el va fi capabil să absoarbă cantitatea de ou adăugată mai târziu. Dacă nu este gătit corespunzător, nu va lega suficient ou în compoziție. Gătit după indicațiile date aici, aluatul depășește garantat temperatura de 80 de grade. Transferați-l într-un castron încăpător și lăsați-l 3-4 minute să se răcească. Apoi, utilizând un mixer de mână, încorporăm ouăle unul câte unul. Putem pune și mai multe odată, dar la sfârșit trebuie să fim atenți și să dozăm câte puțin, pentru că ouăle se pun în funcție de cât cere aluatul și nu trebuie să trecem peste cantitatea optimă, să-l facem prea moale. Dacă după încorporarea celor 6 ouă, aluatul este încă foarte vârtos, batem separat un ou într-un castronel și adăugăm treptat din el. Când știm că este suficient? Când aluatul a devenit îndeajuns de moale pentru a ieși din poș. De obicei 6 ouă îmi ajung, acum am adăugat încă o jumătate de ou. Așa trebuie să arate consistența, cum vedeți aici. Nu este atât de moale încât să curgă de pe spatulă, dar nici prea tare, astfel încât să nu-l poți șprița. Dacă sunteți în dubiu, este mai bine să lăsați aluatul mai tare. Se transferă într-un poș mare cu dui zimțat și dacă este nevoie, puteți să-l lăsați să se odihnească la temperatura camerei până la 2 ore înainte de utilizare. Chiar mi se pare că funcționează mai bine după o oră sau două de odihnă. Doar asigurați-vă că îl păstrați sigilat în poș, ca să nu se usuce. Apoi, pregătiți o tavă de cuptor tapetată cu hârtie de copt. Dedesubt, eu am pus și un șablon ca să mă ajute să formez eclerele. Apoi,
luați hârtia de copt și spălați-o sub jet de apă ca pe o rufă. Întindeți-o înapoi pe tavă. Acest pas asigură puțin abur pentru eclere în prima parte a coacerii, ceea ce le va ajuta să capete un pic mai mult volum. Formăm bastonașe lungi în tavă. Putem corecta eventualele greșeli cu degetul umezit în apă. Dăm la cuptorul preîncălzit la 220 de grade Celsius. Coborăm temperatura la 190 de grade și coacem timp de aproximativ 30 de minute. După aceea, închidem căldura cuptorului și mai lăsăm eclerele în cuptorul stins timp de aproximativ 15-20 de minute, ca să le uscăm bine. Este foarte important să nu deschidem ușa cuptorului în tot acest timp. Așa arată la sfârșit. Apoi, procedăm identic cu aluatul rămas. Ar trebui să obținem în total 2 tăvi de produs, adică aproximativ 18 bucăți de ecler. Cât timp coacem produsele noastre, putem prepara crema de vanilie. Dragilor, iată o rețetă de cremă de vanilie, simplă, gustoasă și cremoasă, pe care o puteți folosi la multiple aplicații. Este o rețetă de bază pe care o folosesc mereu și cu siguranță va fi utilă și pentru voi. Ingredientele necesare sunt 1,1 litri lapte cu 3,5% grăsime, 8 gălbenușuri, 200 de grame de zahăr, 4 plicuri de zahăr vanilat, adică 32 de grame, și 100 de grame de amidon, acesta este de porumb. Într-un castron mai măricel, alături de cele 8 gălbenușuri, adăugăm zahărul vanilat, amidonul și puțin lapte, vreo 50-60 de mililitri. Amestecăm bine până totul devine omogen. Punem restul de lapte într-o crăticioară la fiert. Când dă în clocot, turnăm repede mixtura preparată mai devreme. Nu vă faceți griji, gălbenușurile nu se vor coagula, pentru că au fost mixate înainte cu amidonul și cu zahărul. Din acest moment, amestecăm continuu în lapte până când crema se îngroașă. Durează aproximativ un minut. După îngroșare, nu ne oprim imediat. Mai ținem pe foc încă un minut, două, amestecând continuu. De ce? Pentru a ne asigura că am gătit tot amidonul corespunzător, dar mai ales pentru că gălbenușul de ou conține amilază, o enzimă care trebuie distrusă în totalitate, altfel va ataca amidonul din cremă și o va face lichidă. Apoi transferăm într-un castron, punem o folie stretch chiar pe suprafața cremei ca să nu facă poșghiță și dăm la rece. Când dorim să o utilizăm, mixăm încă o dată crema cu un mixer de mână pentru a o face cremoasă. Apoi o transferăm într-un poș cu dui stelat și crema de vanilie este gata de utilizare. Următorul pas este să mixăm 600 ml de frișcă lichidă foarte rece, aceasta are 35% grăsime. De îndată ce începe să capete consistență, adăugăm și 60 de grame de zahăr pudră vanilat. Continuăm mixarea până ce frișca își menține forma dată de paletele mixerului. Se transferă într-un poș cu dui stelat. Se păstrează obligatoriu la frigider până când avem nevoie de ea. Ce mai rămâne de făcut este să tăiem eclerele pe jumătate, să le umplem cu cremă de vanilie și cu frișcă. Apoi decorăm cu zahăr pudră vanilat și ne bucurăm de ele împreună cu toți cei dragi. Poftă bună, dragilor! Numai bine!